Gheorghe Ungureanu din comuna Argeșeana Mihăiești a rămas fără permis de conducere din 1976. Documentul i-a fost anulat pentru că a fost prins băut la volan. Când v-au luat permisul, pentru ce vi l-au luat? Pentru o bere. Pe unde ați fost în toată perioada asta? Pe unde ați făcut curse? În Franța. Ați mers și cu mașini de marfă? Da. După ce a rămas fără permis, bărbatul nu a mai dat examenul auto și a preferat să șofeze ilegal aproape 40 de ani în țară și chiar în străinătate, unde a condus și camioane. A scăpat de toate controlele până ieri, când a fost prins de poliție în zona localității Mărăcineni cu 75 de km pe oră. Bărbatul avea permisul de conducere anulat din anul 1976. În acest moment se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul de conducere anulat. Bărbatul de 63 de ani nu are regrete și susține că e un șofer bun din moment ce atâta vreme nu a făcut niciun accident. În 30 de ani de zile n-ați făcut niciun fel de greșeală în circulație, în trafic? Nu. Sunteți un șofer modern. Singura problemă e că nu mai aveți permis. Atât. Pentru că a condus fără permis, bărbatul riscă acum între 6 luni și 3 ani de închisoare.